Rezolvarea contestațiilor depuse după examenul de bacalaureat a făcut ca procentul celor care au trecut de acest test în județul Hunedoara să devină ceva mai mare. Astfel, în urma contestațiilor depuse, numărul absolvenților de liceu din județul Hunedoara care au luat bacul a crescut cu 47. Cu toate acestea, județul Hunedoara, ca promovabilitate, este cu câteva procente sub media pe țară. Propriu zis 47, pentru că după aceste contestații au fost destul de multe note modificate. În total au fost depuse 998 de contestații, din care peste 600 au dus la creșterea notelor. Au fost, sigur, și 300 de note care au scăzut, din păcate, dar față de procentul de 64,61% cât am avut inițial, acum procentul de promovabilitate per județ este de 66,53%. Suntem ușor, din nou, sub media pe țară, care este de 69,8%, în speranța că, totuși, la un moment dat ne vom depăși acest target. După contestații a mai venit o veste bună, în sensul că județul Hunedoara a ajuns la 5 medii de 10 în urma recorectării lucrării unui proaspăt absolvent al liceului teoretic I.C. Brătianu din Hațeg. În ceea ce privește rezultatele obținute după contestații, din fericire mai avem încă o notă de 10, astfel încât, per total, avem un număr de 5 elevi deosebiți, pe care îi felicit din tot sufletul, 2 eleve de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, elevul de la Decebal, elevul de la Iancu de Hunedoara și mai nou elevul de la Hațeg, de la Colegiul Național I.C. Brăteanu, copii deosebiți care cu siguranță că vor reuși în viață așa cum am avut plăcerea să le urmărim parcursul în acești 4 ani. În sesiunea de vară a bacalaureatului din 2021 au fost obținute 9 medii maxime, dar procentul de promovabilitate a fost ceva mai scăzut, acesta fiind de aproape 61%.